Luna martie, ziua a 25-a. Cuvânt la buna vestire a preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, adunată din dumnezeiasca scriptură și de la sfinții părinți, precum și de la istoricii vrednici de credință. Când s-a împlinit și s-a apropiat vremea izbăvirii neamului omenesc, care avea să fie prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, era trebuință în tot chipul să se afle o fecioară curată, fără prihană și sfântă, fecioară care ar fi vrednică să întrupeze pe Hristos Dumnezeu, cel fără de trup, și să slujească tainei mântuirii noastre. Deci s-a aflat o fecioară mai curată decât toată curăția, mai fără de prihană decât toată zidirea cea gândită, mai sfântă decât toată sfințenia, prea curată și prea binecuvântată Fecioară Maria, odrasla rădăcinii celei sterpe a sfinților și dreptilor, dumnezeștilor părinții Joachim și Ana, rodul rugăciunilor și al postirilor părintești, fiica cea împărătească și arhierească. Și s-a aflat la loc sfânt în templul lui Solomon aceea care avea să fie biserică însuflețită a lui Dumnezeu. Fecioara, care avea să nască pe cuvântul cel mai sfânt decât sfinții, s-a aflat în altarul templului ce se numea Sfânta Sfintelor, pentru că acolo a căutat Domnul din înălțimea slavei împărăției sale, spre smerenia roabei sale. Și a ales-o pe cea mai înainte aleasă din toate neamurile, a ales-o ca Maica cuvântului său cel mai înainte de veci, pentru a cărui întrupare dintr-o dânsa, încă mai înainte de bună vestire a Arhanghelului, cu taină a înștiințat-o pe ea, precum adevărim despre aceasta prin istoriile vrednice de credință ale sfinților. Pentru că, fiind prea curată fecioară în templu de 12 ani, se îndeletnicea nu numai în neîncetată rugăciune către Dumnezeu și cu lucrul mâinilor din toate zilele, ci și cu citirea dumnezeștilor cărți, cugetând la legea Domnului ziua și noaptea. Căci așa scriu despre dânsa Sfântul Epifanie și Sfântul Ambrozie, că era foarte isteață la minte și iubitoare de învățătură și se îndeletnicea cu citirea dumnezeștilor scripturii. Iar istoricul bisericesc Gheorghe Chedrinul spune despre dânsa că, încă în vremea vieții sfinților săi părinți, a învățat bine cartea evreiască. Și citind adeseori în prorocia lui Isaia acele cuvinte, iată, fecioara va zămisli în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria se aprindea cu o stârnică dragoste, nu numai spre Mesia cel așteptat, care avea să vină, ci și spre Fecioara aceea care era să zămislească și să nască pe Mesia, pentru că se gândea cât de mare vrednicie este a fi născătoare lui Emanuel, Fiul lui Dumnezeu, și cât de negrăită este taina aceea ca să fie o Fecioară Maică. Însă, știind din prorocii că s-a apropiat vremea venirii lui Mesia, pentru că acum se luase sceptrul de la Iuda și săptămânile de ani ale prorocului David se sfârșiseră, socotea că negreșit acum va fi născută în lume acea fecioară, pentru care mai înainte a vestit Isaia și, suspinând adeseori din adâncul inimii, se ruga în sine ca să o învrednicească Dumnezeu să vadă pe acea fecioară și de s-ar putea să fie la dânsa slujnica cea mai de pe urmă. Iar odată, stând Fecioara Maria, după a doua catapeteasmă, la rugăciunea de miezul nopții, după obicei, și cu fierbinte dorință rugându-se lui Dumnezeu, deodată a răsărit o lumină mare și a strălucit peste ea. Iar din mijlocul luminii s-a auzit un glas către dânsa astfel: Tu vei naște pe fiul meu. Atunci, de ce fel de bucurie s-a umplut prea curata fecioară și ce fel de mulțumire a dat? Închinându-se până la pământ lui Dumnezeu, făcătorul ei, nu se poate spune. Astfel a căutat Domnul spre smerenia roabei sale, pentru că aceea care dorea pentru dragostea lui Dumnezeu să slujească preacuratei născătoare a lui Mesia, aceea singură s-a învrednicit a fi Maica lui Hristos și stăpână a toată zidirea. Și a fost ei acea descoperire în anul al 12-lea de la nașterea sa, cu 2 ani mai înainte de logodirea ei cu Iosif, și la nimeni n-a spus taina aceea până la înălțarea lui Hristos. Deci de atunci se înștiințase că o să fie în feciorescul ei pântece acea tainică zămislire și aștepta vremea împlinirii tainei.
Iar după ce s-a sfârșit anul al 11-lea, după mărturia Sfântului Evod, al petrecerii ei în templul lui Solomon și sosind al 12-lea, iar de la nașterea ei, după mărturia lui Gheorghe Chedrinul al 14-lea, i s-a poruncit ei de către arhierei și de către preoți, ca după obiceiul legii să iasă din bisericească locuință, precum și celelalte fecioare de vârsta ei, și să se mărite după bărbat. Ea însă le-a răspuns că din scutece este dată lui Dumnezeu, de părinți, și lui i-a făgăduit să-și păzească sa feciorie în veci. Deci nu este cu putință să fie măritată cu un om muritor, nici nu poate ca să o silească spre nuntă, fiind fecioara lui Dumnezeu cel fără de moarte. Deci arhierei se minunau de acel lucru nemai auzit, pentru că nicio fecioară n-a mai fost vreodată care să-i fi făgăduit Domnului cândva a sa feciorie în veci, ci numai Maria cea din tâi în lume s-a arătat astfel. Deci se sfătuiau pentru dânsa ce să facă. Pentru că petrecea în biserica Domnului, iar după catapeteazma cea mai dinăuntru, nu voiau să-i lase intrarea mai mult, venindu-i vremea de logodit. Dar nici nu cutezau să dea după bărbat pe fecioara lui Dumnezeu și nu se pricepeau cum să rânduiască cu plăcere dumnezeiască viața ei cea feciorească fără de bărbat ca să nu mânie pe Dumnezeu în ceva. Pentru că amândouă acelea se știau că sunt mare păcat, adică și spre nuntă a sili pe o fecioară care și-a făgăduit lui Dumnezeu fecioria veșnică și a ține parte femeiască în Sfânta Sfintelor, fiind în vârstă desăvârșită. Despre aceasta grăiește Sfântul Grigorie de Nisa astfel. Preoții, cât a fost mică Sfânta Fecioară, după spusele prorocului Samuil, o lăsau în biserica Domnului, dar după ce a sosit vârsta anilor ei, s-au sfătuit între dânsii ce ar putea face cu dânsa, ca să nu mânie pe Dumnezeu într-o ceva. Și Nichifor Calist, scriitorul istoriei bisericești, grăiește despre dânsa astfel. După ce a crescut Fecioara Maria, preoții au făcut sfat cum să rânduiască pentru dânsa, ca să nu se arate a fi făcător de nedreptate Sfântului ei trup, pentru că socoteau că vor face păcatul furării de cele sfinte, de o vor mărita pe ea după bărbat și de vor supune la legea însoțirii pe aceea ce odată se încredințase lui Dumnezeu. Dar iarăși grăiau ei așa, ca să fie o fecioară de atâția ani în Sfânta Sfintelor, nici legea nu dă voie și nici nu este acel lucru cinstit și vrednic de sfințenie. Deci apropiindu-se de chivotul legii și făcând rugăciune cu dinadinsul, au luat, precum spune Ieronim, răspuns de la Domnul, ca să se caute un bărbat vrednic căruia să-i se încredințeze Sfânta Fecioară, sub rânduiala și chipul însoțirii, pentru păzirea fecioriei. Iar cum s-ar fi putut afla un bărbat ca acela, sfatul Domnului se făcu într-o acest fel. Din casa și din seminția lui David să se aleagă bărbați fără femei și toiegele lor să le pună în altar, și al cărui toiag va înverzi, aceluia să-i se dea Fecioara Maria. Și era atunci praznicul sfințirii bisericii, cel așezat de Macabei, iar începutul acelui praznic era în 25 de zile ale lunii noiembrie și sfârșitul în 3 zile ale lunii decembrie. Și s-a adunat în biserică mulțime de popor din cetățile de prin prejur, iar bărbații care veniseră la praznic erau și din neamul lui David, rudenii și vecinii ai Fecioarei Maria. Deci arhiereul cel mare, Zaharia, tatăl mergătorului înainte, adunând de 12 bărbați fără femei din seminția lui David, între care era și Sfântul Iosif, bărbat drept și bătrân de ani, a luat toiegele lor și le-a lăsat peste noapte în Sfântul Altar zicând: arată, Doamne, pe bărbatul cel vrednic cu care se cuvine a logodi pe Fecioara. Iar a doua zi, preoții împreună cu cei 12 bărbați, intrând în biserică, au găsit toiagul lui Iosif înverzit. Și încă și o porumbiță s-a văzut, cum mărturisește despre aceasta Ieronim, zburând de sus și șezând pe toiagul lui Iosif. Și-au cunoscut bunăvoirea lui Dumnezeu că lui Iosif îi se va încredința fecioara spre pază. Și sunt unii care socotesc că și preacurata fecioară, lepădându-se de logodire și mâhnindu-se foarte mult pentru curăția fecioriei sale, ca să nu-i se facă ei vreo strâmbătate, a primit de la Dumnezeu deosebită descoperire și încredințare, ca să nu se îndoiască a merge la Iosif, rudenia și logodnicul său, adică bărbatul cel drept și sfânt, plăcut lui Dumnezeu, nu spre însoțirea trupească, ci spre paza fecioriei sale, rânduit fiind de purtarea de grijă a celui prea înalt. Și săvârșindu-se logodna, Sfântul Iosif a luat pe preacurata fecioară din templul Domnului, din mâinile arhiereului Zaharia și ale celorlalți preoți,
într-o curată și neprihănită viețuire, neatingându-se nici măcar în gând de floarea fecioriei ei. Și era Sfântul Iosif bărbatul ei numai cu părerea, dar cu lucrul era curat păzitor al fecioriei ei și slujitor al vieții preacuratei fecioare, celei pline de mare sfințenie. Deci viețuind preasfânta fecioară în casa logodnicului, nu și-a schimbat viața sa cea mai dinainte, pe care o avea în Sfânta Sfintelor, căci nu se îndeletnicea cu altceva, fără numai în rugăciunea cea de Dumnezeu gânditoare, în citirea dumnezeștilor cărți și în obișnuita și cuvincioasa ei lucrare de mâini. Și era ei casa lui Iosif ca o biserică de rugăciune, din care nicăieri nu ieșea, ci totdeauna, închizându-se, trăia în post și tăcere, nevorbind cu nimeni, decât numai cu cei din casa lui Iosif. Pentru că povestește despre dânsa Gheorghe Chedrinul astfel. Maria, postind în casa bărbatului său și ferindu-se de ieșirea în popor, petrecea cu cele două fecioare ale lui Iosif și numai către acelea, uneori, grăia câte un cuvânt și acesta numai dacă era de trebuință a vorbi și cât de scurt. Așa petrecând ea 4 luni, după mărturia Sfântului Evod, a sosit ceasul întrupării cuvântului lui Dumnezeu, ceasul cel din veci dorit de toată lumea, ceasul în care avea să se înceapă mântuirea noastră. Și a trimis Dumnezeu pe Gavril, arhanghelul duhurilor cerești care stau mai aproape de scaunul său, cu taina cea din veac ascunsă și neștiută de îngeri, ca bine să vestească preacuratei fecioare zămislirea cea străină a Fiului lui Dumnezeu, care covârșește firea omenească și toată mintea, lucru de care Sfântul Evanghelist Luca scrie astfel. În luna a 6-a a fost trimis îngerul Gavril de la Dumnezeu. Acea luna a 6-a era de la zămislirea Sfântului Ioan înainte mergătorul și îngerul, cel ce bine a vestit lui Zaharia zămislirea lui Ioan, a fost trimis ca bine să vestească și preacuratei fecioare, zămislirea lui Hristos. Iar luna a 6-a s-a trimis pentru ca înainte mergătorul, fiind în pântecele Maicii sale de 6 luni, să poată sălta de bucurie la venirea Maicii Domnului. Îngerul a fost trimis în cetatea Galilei, al cărei nume era Nazaret. Latura Galilei era a neamurilor, deși o parte era locuită de izraeliteni, însă mai multe popoare păgâne erau întrânsa. Pentru aceasta și în Sfânta Scriptură se grăiește despre Galileea neamurilor. Latura aceasta, la izraeliteni, era cea mai de pe urmă și nebăgată în seamă ca cea locuită de oameni păcătoși, de altă limbă și necredincioși. De aceea era și ocărâtă de iudei, pentru că ziceau, au doar din Galileea vine Hristos? Cearcă și vezi că proroc din Galileea nu vine. Asemenea și Nazaretul, cetatea Galilei, era de dânsii într-un nimic socotită, ca ceea ce era mică și cea mai de pe urmă. Și așa se vorbea între dânsii, din Nazaret poate să fie ceva bun? Dar să socotim voința lui Dumnezeu. Unde a voit să aibă pe preacurata maica sa? Nu în latura iudeii, nici în Sfântul Ierusalim, cetatea cea mare, ci în Galileea cea păcătoasă și în micul Nazaret, ca întâi să arate adevărul că pentru păcătoși a venit pe pământ. N-am venit, zice Domnul, să chem drepții, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și din neamuri necredincioase să-mi fac mie biserică credincioasă. Iar al doilea, să se arate lucrul că spre cei smeriți, lepădați și defăimați, privește Hristos cu milostivire, iar nu spre cei mândri și slăviți. Căci cuvântul lui Dumnezeu, când a voit să plece cerul și să se pogoare la păcătoși, privea din înălțimea slavei sale, unde este mai multă mulțime de păcătoși. Și văzând în Iudeea pe ierusalimiteni, care păreau a fi drepți înaintea oamenilor, iar pe galileeni văzându-i trecuți cu vederea de toți și socotiți a fi mai păcătoși decât toți, a trecut Iudeea, care se părea sfântă, și a venit în Galileea, care se părea păcătoasă. A trecut și Ierusalimul, cetatea cea mare, cinstită și slăvită, și s-a dus în Nazaret, cetatea cea mică și necinstită, alegându-și în această lume locul cel mai de pe urmă, smerindu-se până la chipul cel de rob și de păcătos. Mică cetate a fost Nazaretul, însă de mare dar s-a învrednicit, de care nu s-au învrednicit toate celelalte cetăți mari ale lui Israel, care se înălțaseră mult. În Nazaretul cel mic locuiește Fecioara Maria, cea mai înaltă decât toți sfinții îngeri, al cărei pântece era mai desfătat decât cerul. Acolo se trimite Gavril, acolo umbrește Duhul Sfânt, acolo se întrupează Dumnezeu cuvântul. Pentru că unde este smerenia,
acolo strălucește slava lui Dumnezeu. Cetățile cele mândre sunt vrăjmașe lui Hristos, iar cele smerite îi sunt plăcute. Neslăvita cetate Nazaret a zămislit pe Hristos, Domnul nostru, iar slăvitul Ierusalim l-a răstignit. Micul Betleem l-a născut, iar marele Ierusalim îl căuta spre moarte. În cei smeriți, Dumnezeu se sălășluiește, iar de la cei mândri se îndepărtează. Deci spre latura cea nebăgată în seamă, la săracul Nazaret și la fecioara cea smerită, care locuia în trânsul, s-a trimis îngerul de la Dumnezeu. Pentru această trimitere, Sfântul Andrei Criteanul vorbește astfel. Unuia din cei mai dintâi îngeri, Dumnezeu i-a poruncit să împlinească vestirea tainei și cu arătarea măririi sale, precum Socotesc i-a zis. Ascultă, Gavrile, du-te în Nazaret, cetatea Galilei, în care locuiește fiica fecioară, cu numele Maria, fiind logodită cu bărbat, al cărui nume este Iosif. Mergi, zice, în Nazaret. Dar pentru ce? Ca frumusețea fecioriei cea prea iubită, ca pe un trandafir cu bun miros, din latura cea spinoasă să o primească atotputernicul. Mergi în Nazaret ca să se împlinească prorocia care zice, Nazarinean se va chema. Dar cine se va chema Nazarinean? Acela care de către Natanael se va numi după aceea Fiul al lui Dumnezeu și Împărat al lui Israel. Gavril se trimite pentru că este obicei al lui Gavril ca să fie slujitor în dumnezeieștile taine, precum este arătat în cartea lui Daniel. Deci mergi în Nazaret, cetatea Galilei, zice Dumnezeu lui Gavril, și ajungând acolo, să aduci mai întâi fecioarei bună vestire de bucurie, pe care Eva a pierdut-o odată. Însă să te ferești să nu tulburi, pentru că de bucurie, iar nu de mâhnire, este semnul acesta. De mângâiere, iar nu de tulburare, este închinarea aceasta, pentru că ce bucurie mai mare poate să fie neamului omenesc decât aceea, ca firea omenească cu dumnezeiasca fire de obște să se facă și una cu Dumnezeu într-o față. Și ce poate să fie mai de mirare decât a vedea pe Dumnezeu până la atâta smerindu-se ca în pântece de femeie să se poarte? O, lucruri foarte de mirare tuturor! Dumnezeu, căruia cerul îi este scaun, iar pământul așternut picioarelor lui, pe care cerul nu-l încape, cel ce are un scaun veșnic împreună cu Tatăl, încape în pântece de fecioară. Ce lucru vrednic de mai mare mirare decât a vedea pe Dumnezeu în chip omenesc? Nedespărțindu-se de firească dumnezeire și a vedea omenească fire așa de unită cu ziditorul său, ca întru tot întreg omul să se săvârșească Dumnezeu. Iar Gavril, auzind acestea și porunca lui Dumnezeu cea întărită covârșindu-i puterea, era în nedumerire, între spaimă și bucurie, nici nădăjduind, nici cutezând a nu asculta pe cel ce-i poruncea. Deci împlinind poruncile lui Dumnezeu, a zburat la fecioară și mergând la Nazaret, a stat lângă casă. Și cugetând și nepricepând acestea în sine, precum se pare, spune Sfântul Andrei, zicea: cum voi începe a săvârși cele poruncite de Dumnezeu? Să intru îndată în cămară? Îi voi tulbura gândul fecioarei. Să intru mai cu zăbavă? Fecioara, simțindu-mi venirea, va voi să se ascundă. Să bat în ușă? Dar pentru ce? Deoarece acest lucru nu este al firii îngerilor, pentru că nimic din cele ce închid sau se închid nu poate opri intrarea celor fără de trup. Să deschid ușile? Dar fiind și ușile încuiate, eu pot să intru. Să chem pe fecioară pe nume? Mă tem că o voi înfricoșa. Deci așa voi face. După voia celui ce m-a trimis, mergerea mea o voi face lină. Dar cum voi începe a grăi către fecioară? Oare bucurie să-i binevestesc mai întâi? Sau să-i zic că Domnul este cu dânsa? Sau să-i vestesc venirea Sfântului Duh și umbrirea puterii celui prea înalt? Deci îi voi vesti mai întâi bucurie, apoi îi voi spune taina cea minunată. Mă voi închina și voi cânta glasul acela. Bucură-te, veselește-te, mângâie-te! Căci cuvincioasă de îndrăznire este începătura închinăciunii celei de bucurie și acest cuvânt îmi va face leznicioasă apropierea spre vorbirea fecioarei, pentru că nu va înfricoșa cât de puțin, ci îi va liniști gândul. Deci așa voi începe. Întâi îi voi aduce vestire de bucurie și de veselie, căci cu acest fel de cuvinte se cade a se închina cineva împărătesei. Că acesta este lucru de bucurie, vreme de veselie a împărăției, sfatul mântuirii, începătura mângâierii. Acestea le-a gândit în sine arhanghelul. Ia seama,
cu câtă cucernicie Arhanghelul Gavril vine la dumnezeiasca fiică, cu cât de mare frică și cinste se pregătește înainte, ca să se apropie de stăpâna a toată lumea, cât se învață să grăiască către dânsa cuvintele cele pline de bucurie ale bunei vestiri. Dar și de aceasta se cade a ne minuna, că a găsit-o nu afară din casă și de cămara sa, nu pe ulițele cetății, prin popor și prin vorbe mirenești, nici gâlcevindu-se în casă pentru grijile vieții, ci la liniște, în rugăciune și în citirea cărților îndeletnicindu-se, precum și închipuirea cea de pe icoana bunei vestiri o arată, fiind închipuită înaintea ei cărticica pusă și deschisă spre citire, spre încredințarea îndeletnicirii ei cele neîncetate în citire și în dumnezeiasca gândire. Și este bună înțelegere a celor de Dumnezeu gânditori că într-acea vreme, când era să vină la ea cerescul arhanghel, avea în minte acele cuvinte mai sus pomenite ale Sfântului proroc Zaharia. Iată fecioara în pântece va zămisli. Și gândea cum și când va fi acea străină și la fecioreasca fire neobișnuită zămislire și naștere. Însă, înștiințată fiind, precum s-a zis mai înainte de Gheorghe Chedrinul, prin descoperire de la Dumnezeu, că nu o altă fecioară, ci ea însăși va fi slujitoare acelei taine și născătoare a lui Mesia celui dorit, ardea cu dragoste de serafim către Dumnezeu, făcătorul ei, și ruga bunătatea lui ca sa dumnezeiască făgăduință și prorocia lui Isaia de grabă să o împlinească, și grăia în sine cu dorință. Când va veni acea vreme dorită de mine, în care ziditorul meu, plecând cerurile, se va pogorâ și se va sălășlui în mine, voind să ia trup din mine? Când voi veni la o fericire ca aceea binecuvântată, ca să mă arăt Maica Dumnezeului meu? Iar până ce voi veni la aceasta, lacrimile îmi sunt ca pâine, ziua și noaptea, pentru că la cei ce așteaptă lucruri prea iubite, chiar și cea mai scurtă vreme, cât de lungă îi se pare a fi. Astfel, cugetând fecioara în sine, în taina inimii sale, cu rugăciune de Dumnezeu gânditoare și prin dragoste arzătoare ca văpaia rugându-se către Domnul Savaot, deodată cerescul binevestitor, Arhanghelul Gavril, venind încetişor, a stat înaintea ei, precum despre aceasta vorbește, amintind învățător, Sfântul Andrei, scriind astfel. Apoi arhanghelul a intrat în cea dinăuntru cămară, în care locuia fecioara, și apropiindu-se încetişor, a venit la ușă. Și după ce a intrat înăuntru, vorbind cu liniștit glas către fecioară, a zis: Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine. Cel ce este mai înainte de tine, acum este cu tine, și puțin mai pe urmă va ieși din tine. Deci el mai înainte de toți vecii a fost, iar acum sub vreme. O, nemăsurată iubire de oameni! O, nespusă milostivire! Nu se îndestula să-i arate bucuria, zice Sfântul Andrei, ci și să-i vestească pe făcătorul bucuriei, cel ce locuia în fecioară. Că arhanghelul zicând, Domnul este cu tine, venirea împăratului Hristos arătat-o însemnează. Domnul, care din trânsa a luat astfel trup omenesc, într-un nimic nu s-a depărtat de firească slavă. Bucură-te, cea cu dar dăruită, Domnul este cu tine. Bucură-te, organul bucuriei cel prea cinstit, prin care hotărârea blestemului celui de mâhnire se schimbă în veselie și bucurie. Bucură-te, fecioară prea aleasă! Bucură-te, prea frumoasă biserica slavei cerești! Bucură-te, sfințitul palat al împăratului! Bucură-te, cămara în care Hristos și-a logodit și și-a însoțit ca mireasă omenirea! Binecuvântată ești tu între femei, pe care Isaia cu ochi prorocești mai înainte socotindu-te, te-a numit prorociță, fecioară, loc și carte cu taină pecetluită. Binecuvântată ești tu cu adevărat, pe care Ezechiel te-a numit luceafăr și ușă încuiată, prin care singur Dumnezeu a trecut. Tu una cu adevărat ești binecuvântată, pe care bărbatul doririlor, Daniil, munte te-a văzut, și avacum cel minunat, munte umbrit te-a chemat, și munte al lui Dumnezeu, munte gras, munte închegat, munte în care a binevoit Dumnezeu a locui. Pe tine, strămoșul tău și împăratul David, prorocește te-a lăudat. Binecuvântată ești tu între femei, pe care Zaharia,
văzătorul dumnezeștilor taine cel ales, sfeșnic de aur cu 7 făclite a văzut, adică cu 7 daruri ale Sfântului Duh împodobită. Tu cu adevărat ești binecuvântată, ca un rai ai înăuntrul tău pomul raiului, pe Hristos, care cu negrăită și multă putere, din pântecele tău ieșind ca un râu de apă vie, prin cele 4 curgeri ale Evangheliei, adapă fața a tot pământul. O închinăciune ca aceasta a îngerului, auzind-o fecioara cea fără de prihană, s-a mirat de cuvântul lui și gândea, în ce fel va fi închinarea aceasta? S-a tulburat, dar nu s-a înfricoșat tare, ci s-a minunat de lucrul cel nou, neașteptat și fără de veste. Pentru că nu avea de ce să se înspăimântă ea de îngerească arătare, cu care avea obișnuită prietenie încă din Sfânta Sfintelor, când din mâini îngerești, după mărturia Sfântului German, primea hrana cea de toate zilele. Dar de aceasta s-a tulburat cu mirare, căci mai înainte nu venise la dânsa niciodată cu atât de mare slavă cerească și cu atât de veselă față și cu astfel de închinăciune făcătoare de bucurie. Deci pentru acel lucru nou s-a tulburat și mai ales pentru cuvintele lui, căci nouă și neobișnuită închinare îi aducea și, cum fiind fecioară, o pune pe ea în ceata femeilor de obște, căci zicea, binecuvântată ești tu între femei. Atunci s-a tulburat ca o foarte înțeleaptă, dar ca o vitează și bine chipzuită nu s-a înfricoșat, ci gândea în sine, în ce fel va fi închinarea aceasta? Ce va mai grăi către mine îngerul după această închinare? Au doar iarăși în biserica Domnului mă va lua pe mine? Sau o hrană mai nouă din cer mi-a adus? Sau un lucru nou îmi va vesti de la Dumnezeu și mă va învăța pe mine, care cuget mult și nu pricep cum fecioara în pântece va lua și va naște fiu? În ce fel va fi închinarea? Și a zis îngerul, nu te teme, Marie, nu te îndoi de fecioara cea mai înainte vestită prin prorocul Isaia. Chiar tu ești acea fecioară care ai aflat acel dar, ca să zămislești fără de sămânță pe Emanuel și să-l naști negrăit, precum acela însuși știe. Ai aflat dar de la Dumnezeu prin multele tale fapte bune, dar mai ales prin aceste 3 virtuți. Prin smerenia ta cea adâncă, pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă harul său, zicând, spre cine voi căuta decât numai spre cel blând și smerit cu inima? Ai aflat dar prin fecioreasca ta curăție, căci preacuratul din fire Dumnezeu, din preacurata fecioară căuta se naște. Ai aflat dar de la Dumnezeu prin dragostea cea aprinsă către El, pentru că zice, eu pe cei ce mă iubesc pe mine îi iubesc și cei ce mă caută vor afla dar. Și de vreme ce tu l-ai iubit și l-ai căutat pe El cu toată inima, ai aflat dar de la El și vei naște fiu. Însă nu fiu de rând, ci fiu dumnezeiesc, fiul celui de sus, pe Dumnezeu din Dumnezeu, pe cel mai înainte de veci din Tatăl fără de maică născut, iar la sfârșitul veacurilor din tine, care ești maică fecioară, o să iasă și al cărui nume este minunat și negrăit. Tu aceluia îi vei da numele Iisus, care se tâlcuiește mântuitor, pentru că acela va mântui toată lumea și va împărăți mai preaslăvit, fără asemănare, decât strămoșul tău David și decât toți împărații, cei ce au fost din casa lui Iacob. Iar împărăția lui nu va fi vremelnică, ci veșnică, neavând sfârșit într-un nesfârșitele veacuri. Iar Maria a zis către înger, cum va fi aceasta, fiindcă de bărbat nu știu? Nu că nu credea preacurata fecioară celor zise ei de înger, ci cu adevărire, după darul lui Dumnezeu de care era plină, știa că va naște pe cel ce bine îi se vestea, luând înștiințarea de la însuși Dumnezeu, precum mai înainte s-a zis. Dar numai aceasta nu era ei știută, adică cum și în ce chip va naște, fiind fecioară care nu știa de bărbat. Pentru aceea a întrebat pe înger, cum va fi aceasta? Despre acest lucru, Sfântul Grigorie de Nisa, ca din partea ei, zice către înger, spune-mi chipul nașterii, o îngere, și vei afla inima mea gata spre voia lui Dumnezeu, pentru că eu doresc un rod ca acesta, dar fără vătămare feciorii ei. Iar Sfântul Ambrozie despre aceeași vorbește astfel. Bine a întrebat pe înger cum îi va fi aceasta, pentru că ea mai înainte citise,
precum s-a zis că o fecioară va zămisli, dar nu citise în ce chip fecioara aceea va zămisli. Citise cu adevărat prorocescul cuvânt. Iată fecioara în pântece va lua, dar cum va lua, îngerul îi vestește acum prin buna vestire. Deci îi spune ei îngerul chipul zămislirii, nu după firea și obiceiul omenesc făcându-se, ci mai presus de fire, pentru că unde voiește Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Zămislirea ei este după lucrarea Sfântului Duh. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De la acela în pântece vei lua, acela va săvârși întru tine zămislirea cea neștiută. Pentru că cel ce a putut să zidească din tine neînsuflețită pe Adam viu, oare nu va putea, mai ales din fecioara cea vie, ca să alcătuiască pe pruncul cel viu? Dacă cu înlesnirea a fost lui Dumnezeu, ca din coasta lui Adam să închipuiască femeie, apoi oare cu neînlesnire îi va fi lui, ca în pântecele fecioarei să închipuiască pe om? Duhul Sfânt, cel ce toate le face, întru tine, o preasfântă fecioară, o va lucra aceea, ca în preacuratul tău pântece, din trupul tău, trupul cuvântului lui Dumnezeu, celui fără de trup se va rândui, fără de sămânță. Pentru că tu fiind ușă, cu curăția pecetluită și cu fecioria păzită, Domnul va trece. Nu într-alt chip, ci precum raza soarelui trece prin sticlă și prin cristal, sfințindu-te și luminându-te cu dumnezeiasca slavă, ca să fii Maica adevăratului Dumnezeu, născând de Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Și rămânând fecioară, precum mai înainte de naștere, la fel într-o naștere și după naștere. Aceasta o va lucra întru tine puterea celui prea înalt, prin venirea Sfântului Duh. Iar cum că aceasta este adevărată, acest lucru să-ți fie ca semn vrednic de credință, căci rudenia ta, Elisabeta, fiind starpă din tinerețe și acum îmbătrânită cu anii, a zămislit fiu, Dumnezeu voind astfel, făcând din cele neputincioase lucruri putincioase. Pentru că ce este cu neputință la oameni, ca fecioara cea fără bărbat și femeia cea neroditoare, stearpă și îmbătrânită, să zămislească și să nască, la Făcătorul și Atotputernicul Dumnezeu toate sunt cu putință. Pentru că tot lucrul la Dumnezeu este cu putință, căci și bătrâna cea neroditoare a zămislit și tu, fecioară, vei zămisli. Auzind prea curată de la îngerul Gavril o bună vestire ca aceasta, s-a supus la voia Domnului său și prin smerenia cea adâncă, din inima cea prea iubitoare de Dumnezeu, a răspuns: iată roaba Domnului, fie mie acum după cuvântul tău. Și îndată în sfântul ei pântece, prin lucrarea Sfântului Duh, s-a făcut zămislirea cea nespusă, fără îndulcire trupească, dar nu fără de îndulcirea cea duhovnicească. Pentru că mai ales atunci se topea de dumnezeiasca dorire inima cea feciorească și duhul ei ardea cu văpaie prin dragoste de serafim și toată mintea ei într-o Dumnezeu se înălța și se îndulcea cu dragostea de Dumnezeu cea negrăită. Deci într-o acea duhovnicească îndulcire a iubirii de Dumnezeu și într-o dumnezeiască vedere a minții s-a zămislit Fiul lui Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit într-un noi prin întrupare. Iar îngerul, împlinindu-și buna vestire după porunca lui Dumnezeu și cinstind pe Hristos, care s-a întrupat în pântece de fecioară, asemenea a cinstit cu cuvincioasă închinăciune, după vrednicie, și pe Fecioara Maria, care l-a întrupat. Și cu bună cucernicie și cu frică cinstind-o, s-a dus de la dânsa, ca să stea înaintea scaunului Domnului Savaot, slăvind taina întrupării lui Dumnezeu, împreună cu toate cereștile puteri, într-o nespusă bucurie, în veci. Amin.